Oamenii pe ringul de dans, pentru deci nici nu vin cuvintele de la sosul picant pe care mi l-a dat, nu mai pot. Și toată lumea vrea un moment sobru, un moment elegant, grațios. Și am hotărât să facem acest dans special pentru voi și ca un demo pentru evenimentele la care participăm. Îngerașii. Îngerașii? Iar aici ai un îngeraș mai îngeraș pentru tine? Da, este Isabel, care e fiica ta. Lângă mine la tot pasul și... Isabel, mâna sus, te pupăm! Ea este Isabel, îngerașul, care vă salută și este fata Oanei, care este campioană bătată. Isabel, mai fă cu mâna așa, în cei de acasă, este campioană, oameni buni, campioană mondială. Sunt foarte mândră de ea. Și asta ai făcut-o tu. Da. Adică ca și nu, profesor. Da. Normal. Și profesor. Bravo, felicitări. Fetelor, dansăm și le arătăm celor de acasă cât de talentate sunteți. De acord? Și vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun ceva. V-am răzbunat, de câte ori v-am mai certat Oana cu sosul ăsta, da? Că n-a ieșit pașii, că nu știu cum. Gata. Zâmbet pe buze și îngerașii să pornească. Îngerașilor, vă mulțumim foarte mult, a fost foarte bine. Iată și un și o lebădă neagră aici. Mulțumim mult de tot. Două lebede negre. Băi, v-ați descurcat foarte bine, sunteți foarte frumoși și felicitări. Gata. Mulțumim. Pe loc de pauză. Am plecat după atâta picant, ne-am săturat. Felicitări, mulțumim, bravo. Mulțumim mult, Oana, da. Te pupăm. Oameni buni, mergem mai departe pentru că avem pe cineva care o să vă fie foarte drag, iar eu vreau să aduc luni.